Bun găsit, Sabău era cunoscut ca fiind pasionat de arme, avea 5 permise de portarmă, frecventa un club de tir și mai avea un permis special care îi permitea să își confecționeze singur muniție. Mai mult decât atât, cu luni înainte de atac, el a trimis mail-uri de amenințare foștilor colegi după ce fusese concediat, iar în unele dintre mesaje erau atașate poze cu el înarmat și cu vestă antiglonți, însă nimeni nu l-a luat în serios. Mai ales că având acele permise de portarmă, era obligat să facă un control medical psihologic periodic. Sabău era supărat că fusese dat afară de la firma de pază după o intervenție periculoasă, în urma căruia a fost rănit. În Spania, nu știu dacă știți, angajatorul te poate concedia chiar dacă te afli în concediu medical. Cert este că în urma atacului, în care a rănit 4 persoane, Sabău a fost de asemenea împușcat în timpul capturării și a suferit răni grave, a rămas infirm și paralizat cu dureri insuportabile. De aceea a cerut să fie eutanasiat și totodată a solicitat să fie prelevate organe. Așadar, va fi o procedură complexă, nu se știe deocamdată cu exactitate când va avea loc. Știm însă că a reușit să-și ia rămas bun de la familie, întrucât avocatul a reușit să mărească durata vizitelor permise de penitenciar, astfel încât să poată sta mai mult timp cu familia. ¿Por qué esta decisión de eutanasia, en el caso de Sabău, es histórica para España? Para España y para Europa. La polémica ha venido en que cuando mi cliente, el Sabău, pide la eutanasia, aún no se ha celebrado el juicio. Claro, las víctimas, los abogados de las víctimas, lo que han hecho ha sido impugnarla, diciendo que primero tiene que haber un juicio justo y que se pueda indemnizar a las víctimas. Nosotros manifestamos que primero es el derecho a la vida y a la muerte digna. Y en todos los procedimientos donde se ha hecho recurso por parte de las víctimas, los abogados, siempre hemos ganado los recursos y el último recurso ha sido ya el de la Audiencia Provincial de la Sección Cuarta y Segunda de Tarragona, de 3 magistrados que dicen que no, que prevale primero el derecho a la vida a un juicio. Por eso es histórico y marcará, creemos nosotros, bastante jurisprudencia al resto de Estados miembros donde se puede practicar la eutanasia.